Bună, Vlăduț, ce faci tu? Bună ziua! Am niște fire, cele mai frumoase culori. Da, foarte frumoase, sunt super. Ia, atinge un pic așa. A, ce frumoase sunt! Cum este? Ce aș putea eu să fac? O bluză pentru mine să faceți. O bluză? Să-ți fac o bluză? Da, ce culoare alegi? Ia să iau din culoarea... Nu, culoarea asta, exact. Ăsta grenav, vom face un ploveraș grenav pentru Vlăduț. Este! Nici nu ai gusturi rele, old time. Exact. Old time, deci este un fir de lână, foarte fain. O să-ți fac un ploveraș, da, Vlăduț? Pentru perioada de iarnă, firul old time este foarte potrivit. Pentru ploverașe, pentru cardigane, pentru paltonașe, dacă îl punem în firul așa, în două. Exact. Și o să-ți fac un ploveraș, Vlăduț. Exact. Vă recomand și vouă. Apropo, să veniți aici cu lac, să dați multe comentarii și să scrieți. Da. Like. Lac, să dați. Nu da ce frumoasă. Bluza asta, ce frumoasă! E faină bluza asta, nu? Da, chiar e superbă! Bumbac, ia, cum se simte ce bumbacul? Ce frumoasă, chiar, foarte cultivinată, da? Faină. O bluziță de bumbac! Chiar catifelată! Catifelată, da! Vă recomand să lucrați cu firul old time și vă recomandă și Vlăduț mai nou acest lucru. Exact! Nu uitați că magia stă chiar în mâinile noastre! Vlăduț, vrei să învățăm o melodie? Poți să nu, hai! Eu o să-ți cânt o strofă scurtă și tu ai să cânti alături de mine, da? Magia stă chiar în mâinile tale, magia stă chiar în mâinile tale. În mâinile tale. Tale. În mâinile tale. Magia stă chiar în mâinile tale, magia stă chiar în mâinile tale. În mâinile tale, mâinile tale. Mâinile tale. Mulțumesc, Alin. Mulțumesc, Vlăduț. Și eu vă mulțumesc frumos.